Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 19. Atunci, dar ai ropinat pe Iisus și îl bătut, și slujitorii împletind cu nunte din spini, a pus peste capul lui și cu haină mă vărătură îmbrăca pe el și zicea, bucură-te, împăratul jidovilor, și darui palme, ieși drept aceea, iarăși pe afară Pilat și zise lor, iată, scoți vouă pe el afară, ca să-i cunoașteți către el, nici o vină nu aflu. Ieși drept aceea Iisus afară, pentru că nu ne cea de spini și haina cea mohorâtă, și zise lor, iată omul. Deci dacă văzură pe el, arhierei și slugile, strigară zicând, răstignește-l, răstignește-l, zise lor Pilat, luați-l pe el voi și răstigniți, pentru că eu nu aflu pentru el vină. Răspunsul noi jidovii, noi legea avem și după legea noastră, datorul este să moară, căci pe el, Fiul lui Dumnezeu, s-au făcut. Deci de-a-l auzi Pilat acest cuvânt, mai mult s-a înspăimântat și intrând în von, iarăși și zise lui Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus răspuns, nu, n-au dat lui. Zise, drept aceea Pilatului, mie nu grăiești, nu știi că puterea să te răstignesc pe tine și puterea să te slăbăzesc. Răspunse Iisus, n-ai avea nicio putere asupra mea, de nu ar fi fost dată ție de sus. Pentru aceea, cel ce m-a vândut ție, mai mare păcat are. Dintr-o aceasta, cerca Pilat să străbăzească pe el, iar jidovii strigau, zicând, de vei străbăzi pe acesta, nu ești prieten Cesarelui, tot cena ce face pe sine, împărăște împotriva lui Cesariu. Deci Pilat, auzind acest cuvânt, scoase afară pe el, pe Iisus, și șezând pe scaun, în locul ce se cheamă, așternut cu piatră, iar jidovește gavata și ravinerea paștilor, ca și ca la șasrea ceas, și zise jidovinul, vezi împăratul vostru, iar este gară, rădică-l, răstignește-l pe el. Zise lor Pilat, pe împăratul vostru să răstignesc, răspuns arierei,
nu avem împărat fără nume pe Chesariu. Deci atunci a dat de pe el ca să se răstinească și nu oră pe Iisus și duseră. Și purtând crucea lui, ieși norocul ce se cheamă al căpățânilor, care se cheamă judovește Golgota, unde pe el au răstinit și împreună cu el pre alți doi din coace și din colion și în mijlă pe Iisus, și strise și titră Pilot și puse pe cruce și era scris Iisus Nazarenianul, împăratul jidovilor. Deci acest titlu mulți l-au citit dintre jidovi, căci aproape era de cetate locul unde s-a răstinit Iisus. Și era scris jidovește, elinește, rimlenește. De zicea lui Pilat, arierei jidovilor, nu scrie împăratul jidovilor, ci cum ca ce au zis, împăratul jidovilor. Răspunse Pilat, ce am scris, a scris. De slujitorii când a răstinit pe Iisus, luară hainele lui și făcură patru părți, la fieșcare slujitor parte, și veșmântul, și era veșmântul necusut, de sus țesut peste tot. De zisele între ei să... Nu îl spite încă pe el, ci se aruncă sorții pentru el, al cui va fi, ca Scriptura să se împlinească, ceea ce zice, împărțire hainele menelor și pe băgămintea mea pusele sorți de slujitorii acestea au făcut și stă lângă crucea lui Iisus, Maica lui și sora Maicei lui, Maria Cleopei și Maria Magdalena. Deci Iisus văzând pe Maică și pe ucenii stând pe care iubea, zise Maicii lui, muiere, iată fiul tău. Și după aceea zise ucenicului, iată Maica ta. Și din ceasul acela a luat pe ucenicul acela lale sale. După aceea știind Iisus că toate acum s-au săvârșit, ca să plinească Scriptura, zise, se temie, deci vază cea de oțet, prin și în plâmburetă de oțet, și cu isop în împrejur, apropiare la gura lui. Deci când o oțetul, Iisus zise, să vă șei tu sol, și plecă capul au dadul. De jidovi ca să nu rămâie, pe cruce trupurile sâmbătă, de vreme ce vineri era, pentru că era mare ziua sâmbătă aceea. Întrebare pe Pilat, ca să se zdrobească lui fluierele și să-i ridice. Deci venire slujitorii și cei din tâi zdrobiră fluierele și celui ce s-a răstinit preună cu el.
iar la Iisus venind, ne-a văzut de pe el mort, fiind ne-au zdrăbit lucruierele. Ce unul din slujitorii. Ce unul din slujitorii cu fuștele, cu asta nu impunse, și îndată și sânge și apun. Și cel ce a văzut a mărturisit, și adevărat este mărturia lui, și acela știe că adevărat zice, ca voi să credeți, pentru că s-a făcut acestea, ca Scriptura să se plinească, os nu se va zdrobi de la el, și iarăși altă Scriptură zice, vedea vă la carne un pus, iar după aceasta întreba pe Pilat Iosif, ce de la Arimateea, fiind ucenic lui Iisus, iar ascuns, pentru frica jidovilor, ca să rădice trepânul Iisus. Și-a poruncit Pilat, deci veni și ridicarea trupului Iisus. Și veni și Nicodim, celea ce-a venit către Iisus, noaptea din tâiul, aducând amestecător de smirnă, și a lui că vreau 100 de litre, deci nu are trupul lui Iisus legară pe el, cu ceașafră împreună, cu sorină, după cum este obicei jidovilor, îngropat. Și era în locul unde s-au răs în grădină și în grădină mormână, pentru care nimeni om, nici odinioară s-a pus. De ce acolo pentru vinerea jidovilor, căci aproape la mormântul, a pus pe Iisus. Capitolul 20. Iară, într-una din sâmbete, Maria Magdalena veni dimineața întâneric, încă fiind la mormânt, și văzut piatra ridicată la mormânt. Piatra ridicată la mormânt, alergă drept aceea și veni către Simon Petru și către celălalt ucenic care le iubea Iisus și zise lor, au ridicat pe Domnul din groapă și nu știm unde l-a pus pe el. De ce și Petru și celălalt ucenic și venea către mormânt, cel lângă amândoi împreună, și celălalt ucenic a legat înainte, mai curând decât Petru, și veni mai întâi la mormânt, și plecându-se, văzuse când ceașafurile, însă nu intră, deci veni Simon Petru urmând lui, și intră în mormânt, și văzut ceașafurile zăcând, și mărama care era peste capul lui, cu ceașafurile zăcând, și o să fie învăluită într-un loc. Deci atunci a intrat și celălalt ucenic, celea ce a venit întâi în mormânt, și văzut și crezut, pentru că încă nu știa Scriptura, că trebuie el din mor să învie, să se învie. De s-a dus reiarăși către din și ucenicii, iar Maria stă către mormânt, plângând afară.
Și plângând, se plecă mormând, și văzut doi îngeri într-o veșminte albe, șezând unul către cap, altul către picioare, unde zăcea trupul lui Iisus, și zis la cei ai ei, muiere ce plângi, zise lor, căci au ridicat pe Domnul meu, și nu știm unde l-a pus pe el. Și acestea zicând, se întoarse îndărât și văzut pe Iisus, stând și nu știa că Iisus este. Zise Iisus, muiere, ce plângi, pe cine cauți? Aceea părându-i se, că grădinarul este, zise lui, Doamne, dedicat pe el, spune-mi unde l-ai pus, și e pe dânsul să ridic, zise Iisus, Mario, întorcându-se aceea, zise lui, Ravuni, care se zice învățătorule, zise Iisus, nu te atinge de mine, pentru că încă nu m-am usuit către părintele meu, ci pasă către frații mei și zilor, sui-mă către părintele meu și părintele vostru, și Dumnezeul meu, și Dumnezeul vostru. Veni Maria, Magdalena vestind ucenicilor, că a văzut pe Domnul, și acestea au zis ei. Deci fiind seară într-o ziua aceea, într-una sâmbetelor, și ușile fiind închise, unde erau ucenici adunați pentru frica jidovilor, veni Iisus și stătu-n mijloc și zise lor, pace vouă. Și acestea zicând, arătatelor mâinile și coasta lui, bucurau se drept, acei ucenici văzând pe Domnul, deci iară zise lor Iisus, pace vouă, cum au trimis pe mine părintele, și îl trimiți pe voi. Și acestea zicând, a suflat și zise lor, luați Duh Sfânt, cărora veți lăsa păcatele. Lăsau-se vor lor, oricărora veți opri, oprite sunt. Iar Toma, unul din cei 12, cel ce se cheamă Geamăn, nu era cu ei când a venit Iisus. De zicea lui celalți ucenici, văzut-a pe Domnul. Iar el zise lor, de nu voi vedea într-o mâinile lui semnul cuielor și să pui degetul meu în semnul cuielor și să pui mâna în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile iar erau. Înăunt ucenicii lui și Toma cu ei. Veni Iisus, ușile fiind închise, și stătu în mijloc și zice pace vouă. Apoi zise Tomei, adu-te degetul tău aici și vezi mâinile mele, și adu mâna ta și pune la coasta mea, și nu te face necredincios, ci credincios.
Și răspunse Tomon și zise lui, Domnul meu și Dumnezeul meu, zise lui Iisus, căci ai văzut pe mine, Tomu ai crezut, fericit ceea ce n-a văzut și au crezut. Deci multe șapte semne a făcut, Iisus înaintea ucenicilor lui, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Era ceas v-a scris, ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și că a crezut, viață să aveți într-un numele Lui. Capitolul 21. După aceea, după aceea s-a arătat iarăși pe sine Iisus ucenicilor la Maria Tiberiada și s-a arătat așa, era împreună cu Simon Petru și Toma ce se cheamă Geamă și Natanael cel de la Cana Galileiului și cei ai Zebedeului și al dintre ucenicii noi doi. Zise lor Simon Petru, duce-mă voi să vânez. Zisele lui, venim vom și noi împreună cu tine. Ieșirea-și săsuire în vas îndată și într-o aceea noapte n-a prins nimic. Și dimineața pe gânduse stătu Iisus la țărmure, însă nu știau ce nici că Iisus este. Zise drept aceea lor Iisus, copii, nu ceva de mâncat aveți? Răspunsele lui, nu, și a zise lor, puneți de-a dreapta parte a vasului mreaja și veți afla. Deci pusră și nu mai puteau să treabă de mulțimea peștilor. De zise ucenicul acela pe care iubea Iisus, lui Petru, Domnul este. De Simon Petru auzind că Domnul este, cu haina-și să încinsă, căci era gol și s-a aruncat pe dânsul în mare. Iar ceilalți cenici cu vâzgiorul a venit, căci nu era departe de la pământ, ci ca vreo 200 de coți, trecând nevăduri peștilor. Deci dacă ieși la pământ, văzură jurate jos și pește deasupra și pâine. Zise lor Iisus, aduceți din peștii care ați prins acum. S-a suit Simon Petru și trasă nevodul pe pământ plin de pești mori, 153, și atâția fiind, nu s-au rupt nevodul. Zise lor Iisus, veniți să prânzeți, și nimeni nu cuteza din ucenici să cerce pe el. Tu cine ești? Știm că Domnul este. Veni drept aceea Iisus, și lua pâinea și dederul, și peștera și-și dădea. Aceste dar a treia oară s-a arătat Iisus ucenicilor lui, sculându-se din morți. Deci de-a prânziră,
zisă lui Simon Petru, Iisus, Simon, Iona, iubește-mă mai mult decât aceștia. Zise lui, așa, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zise lui, paște-mi ei mei. Zise lui iarăși, a doilea, Simon Iona, iubește-mă. Zise lui, așa, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zise lui, paște oile mele. Zise lui, a treia oară, Simon Iona, iubește-mă. Mânitul s-a pentru că ce-au pentru că ce-au zis lui, a treia oară, iubește-mă. Și zise lui, Doamne, Tu toate le știi, Tu știi că Te iubesc. Zise lui Iisus, paște oile mele. Amin, amin, ziție, când erai mai tânăr, încingeai pe tine și umblai unde vrei, iar când vei îmbătrâni, întinde-te vei mâinile tale și atunci te va încinge și te va duce unde nu vei. Și aceasta au zis arătând cu ce moarte va slăvi pe Dumnezeu. Și aceasta zicând zise lui, vină după mine. Și întorcându-se Petru văzând pe ucenicul care iubea Iisus, urmând zise, și întorcându-se Petru văzut pe ucenicul care le iubea Iisus, urmând, care au și căzut la cină pe pieptul lui, și zise, Doamne, cine este cel ce vinde pe Tine? Și acesta văzând Petru, zicea lui Iisus, Doamne, dracesta ce, este nu Iisus, de voi vrea pe El, să rămâie până voi veni, ce către tine, tu vine după mine, de ce și cuvântul acesta, la frască ucenicul acela, nu moare, și nu zice nu Iisus, că nu va muri, ci de voi vrea să rămâie, iar până voi veni, ce ție ție. Acesta este cenicul, cel ce mărturisește, pentru aceasta și-a scris acestea, ești încă adevărată este mărturia lui. Sunt și altele mântele care a făcut Iisus, care de se vor scrie câte unul, nici în lumea aceasta. Gândesc încă pe acele ce s-ar scrie, cărți, amin.